O olteancă stabilită în Spania a reușit să emoționeze membrii unei secții de votare, dar și peste un milion de oameni. Femeia din Slatina a cântat în timp ce aștepta să-i vină rândul să voteze acasă-i România. Momentul, înregistrat cu telefonul de soțul Elenei Cotorogea, a fost postat pe pagina de Facebook. Filmulețul a devenit viral, având peste un milion de vizualizări în jumătate de zi. Filmulețul postat de Victor Cotorogea pe Facebook este însoțit de comentariul "Și am votat cu cântec". Pe ulițe nervate, doar vântul azi mai bate, biserica bătrână, din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul.